urma analizelor pe care noi le-am realizat și ținând cont de toată evoluția din ultimii 2 ani ai pieței asigurărilor și în special pe această zonă destul de sensibilă care este RCA-ul, am ajuns la câteva concluzii și lucruri discutate cu noul președinte al autorității care a preluat mandatul la jumătatea anului 2020. Am inițiat câteva modificări, zicem noi, de substanță și am pornit de la ideea că un efect pe care noi îl constatăm în viața de zi cu zi a aplicabilității acestui tip de asigurare trebuie să-l reglementăm prin a corecta cauza care a produs acest efect. Și mergând la cauze, am constatat și pe cale de consecință am și construit un proces puțin mai amplu, un pachet de măsuri financiare care să ducă la o reechilibrare a pieței, la o reașezare a acesteia și bazându-ne în special pe elementele economiei de piață, care este o economie liberă. Vreau să consemnez aici faptul că în urmă cu câțiva ani de zile au fost luate câteva măsuri administrative asupra acestei piețe. Administrative care și-au arătat efecte, să zicem, bune pe termen foarte scurt, dar efectele pe termen mediu au fost mai mult decât nefavorabile, drept pentru care guvernele de la acea vreme au fost nevoite să ia niște măsuri absolut intempestive și de ultimă instanță. Pentru a nu mai ajunge în astfel de situații și pentru ca o economie să fie într-adevăr liberă și să se poată regla și autoregla după mecanismele unei economii de piață adevărată, am luat în considerare construirea unui pachet complet. Și când vorbesc de acest pachet complet, vorbesc inclusiv de această ordonanță de urgență care introduce noțiunea de decontare directă în mod obligatoriu, nu o introduce ca noutate, pentru că ea și în actuala legislație există, dar este ofertată facultativ. Să facem un foarte, foarte scurt istoric. De fapt, despre ce este vorba? Pe de o parte, în piață existau asigurători, există, care oferă polițele RCA la prețuri foarte mici. Prin urmare, ei au și sunt două mari societăți de asigurare care au fac monopolul cumva, sigur, nevoit sau nedeclarat ca atare, dar prin faptul că și-au permis prețuri mici la polițe, au reușit să aibă o bază mare de clienți. Nu e nimic rău în asta până la un punct și o să aflăm care este punctul ăla în care, din care lucrurile pot degenera într-o situație nefavorabilă. Și pe de altă parte este vorba despre decontarea daunelor, în care, exact cum vorbeam în emisiune și aș vrea să atingem cele două subiecte, poate clientul final nu simțea neapărat o disfuncționalitate, dar undeva în spate, în decontările dintre companii, probabil că erau unele disfuncționalități și știm că și noi am scris și toată presa despre faptul că se ajungea foarte greu la decontare și lucrurile stagnau, se blocau undeva, se blocau fluxurile financiare, practic. Despre ce este vorba? Da, nu avem nimic împotriva unor cote de piață care pot fi sustenabile. În condițiile în care, din contravaloarea unei polițe, pe care tu, ca societate de asigurări, o promovezi pe piață, dacă facem o analiză economică pe acea poliță de asigurare și pe acel preț, vom constata că, dând la o parte toate costurile fixe și poate chiar și variabile care pot fi estimate din cuprinsul acelei polițe, vom constata că acea poliță se vinde sub valoarea ei de break-even point, din care să poată să rezulte măcar nu pierdere, dacă nu și profit. Deși asta până la urmă este un calcul intern al companiei. Este un calcul intern al fiecărei companii. Promovează acea numai poliță. Că acest lucru duce la acea creștere a nemulțumirilor legate de întârzierea de efectuarea plăților, de recapitalizare pe care noi o verificăm și le impunem companiilor cu regularitate. Numai că o recapitalizare a unei companii se face într-un timp relativ lung. Nu se poate face de pe o zi pe alta. Pe când daunele se produc de pe o zi pe alta, iar plata acestor daune se face de pe o zi pe alta.
Din acest motiv se ajunge la un, la o sumă de nemulțumiri care ele punctuale ar putea să nu reprezinte un impediment major, dar suma tuturor acestor nemulțumiri duce într-adevăr la o disfuncționalitate majoră. Să vorbim concret despre această decontare directă. Ce înseamnă? Care este schimbarea? De ce mută responsabilitatea către client? Sunt două elemente esențiale în psihologia acestei operațiuni. În primul rând, eu, cel care va trebui să-mi închei o poliță de asigurare RCA pentru mașina mea, voi fi de data aceasta mult mai atent la ce companie de asigurări o să-mi închei poliția. Asta înseamnă că trebuie să mă informez un pic. Asupra acestui subiect, că și acesta este foarte important în contextul global al decontării obligatorii. Deci voi fi foarte atent ce companie de asigurări îmi aleg, astfel încât eventualele probleme pe care le voi avea ca urmare a unui accident auto să nu le am sau să fie cât se poate de mult diminuate. Deci acesta este primul element de conștientizare al nostru, al celor care suntem beneficiari acestei polițe sau cumpărătorii acestor polițe, astfel încât să pot să-mi aleg un asigurător serios, cu soliditate financiară, cu o imagine corectă și bună pe piață, astfel încât eventualele mele riscuri să fie acoperite și fără probleme. A doua etapă, sau nu a doua etapă, ci al doilea aspect care se naște odată cu această decontare, este nu conștientizarea clientului, cât este vorba de disciplinarea asigurătorilor. Ca în momentul în care eu, clientul tău, sunt mult mai atent eu ca asigurător, pentru ca tu, clientul meu, să fii mult mai mulțumit de serviciile pe care eu ți le ofer. Astfel încât drumurile pe care le fac la asigurător, documentele pe care trebuie să le depun, să fie mult mai ușor de constituit, dosarul meu de daună să fie mult mai ușor de făcut, iar despăgubirea să o încasez mult mai repede și mai corect decât se făcea până acum. Deci, cum se vor întâmpla lucrurile dacă documentul va fi adoptat în formula actuală? Okay. Haideți să încercăm să facem o explicație simplă, ca să nu aducem elemente de tehnică. Și să nu creadă foarte oamenii că se complică lucrurile, se complică, și vor avea lucruri în plus. Din potrivă, vor fi mult mai simple. Presupunem că eu trebuie să-mi închei o poliță de RCA începând cu data de 1 martie, când presupunem că ordonanța de guvern este în vigoare și ea produce efecte. Eu la data de 1 martie mă duc și îmi caut fie un broker cu care stau de vorbă și îl întreb ce mă sfătuiește să fac. Care este cea mai bună variantă pentru mine ca să pot să-mi închei o poliță de asigurare în care să nu plătesc un preț exagerat, dar să și pot să... Vedeți, tot de la elementul preț pornim. Toată lumea până astăzi a căutat cel mai mic preț. Poate că de data aceasta și cu siguranță nu va mai căuta cel mai mic preț, dar cu siguranță va apărea întrebarea a doua. La cine să-mi fac eu această poliță de asigurare ca să fiu sigur că în momentul în care mi se întâmplă ceva pot să dau un telefon și să mi se rezolve toată problema. Și am plătit un pic mai mult. Am plătit un pic mai mult. Brokerul sau compania de asigurări recomandă unde să fac această poliță. Eu îmi aleg acel asigurător. Pe domnul Vasile, îmi aleg acel asigurător în care recomandă. Am plătit prețul solicitat și sunt deținătorul acelei polițe. Mai departe, presupunând că în trafic am un incident în care nu sunt eu vinovat, drept pentru care în actuala variantă a legii ar trebui să mă duc la asigurătorul persoanei vinovate și acela să-mi instrumenteze dosarul de daună și să-mi dea telefon, vino că îți mai trebuie actul nu știu care, dar nu vino astăzi, vino poi mâine că trebuie să-ți deschid dosarul de daună, dar știi, n-am făcut pozele corect, dar mai vino tu o dată ca să-ți mai fac niște poze și la ora altă reconstatare și așa mai departe. De data aceasta eu dau telefon la asigurătorul care mi-a încheiat mie polița de asigurare, din acel moment asigurătorul meu preia toată sarcina pe care eu o aveam în legătură cu asigurătorul care nu mă cunoștea. Pentru el eram un nimeni în ghilimele față de acest subiect. De data aceasta mă duc la asigurătorul meu. Asigurătorul meu îmi deschide dosarul de daună, îmi avizează dosarul de daună, are legătura cu serviciul unde îmi repar mașina, își preia toate documentele și își face schimburile de documente necesare. Și aici vorbim de constatare, reconstatare, de viz, de lucrări, comentează, discută cu serviciul respectiv la de baza de despăgubire acestui și așa mai departe. Proces stă tot acea constatare amiabilă între părți? O discutăm și pe aceea imediat.
ca să nu fracturăm șirul cinematic al discuției, să nu se înțeleagă. După care asigurătorul închide acest dosar de daună, mie îmi face plata sau o face în numele meu, serviciului în care eu i-am ordonat să facă plata, ca eu să-mi recuperez mașina și să pot să-mi văd de viața mea normală. Reparația. Asigurătorul plătește această despăgubire, adună toate aceste documente, peste care depune cererea de despăgubire și tot acest dosar îl trimite asigurătorului, persoanei care m-a lovit pe mine în trafic. Din acel moment, asigurătorul responsabil de plata finală a daunei are la dispoziție 10 zile să-i plătească celuilalt asigurător contravaloarea daunei care mie mi-a fost achitată. În situația în care în a 11-a zi nu face această plată, asigurătorul care mie mi-a plătit dauna este în drept să poată să pornească executarea silită a sumelor pentru a fi recuperat din partea celuilalt asigurător. Dar vedeți că în tot acest context, eu păgubit nu mai sunt în circuit. Eu mi-am rezolvat situația. Mi-am depus toate actele care mi-au fost necesare la începutul operațiunii, mi-am recuperat banii, mi-am luat mașina, eu îmi văd de viața mea și de activitatea practic, mea. Practic în spate se ceilalți întâmplă... din spate procedează mai departe la completarea tuturor documentelor.